Salut prieteni și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de rebuilduri. Pentru cei care n-ați mai văzut acest tip de rebuild, băieți, vom simula toate meciurile, vom juca decât finala Champions League. Obiectivele noastre sunt câștigarea Champions League, bineînțeles, și Premier League. În acest episod avem echipa Club Bruges, băieți, pe care o vom reconstrui folosind doar jucători belgieni pentru a face acest rebuild mai interesant și mai greu, pentru că este destul de ușor când poți să cumperi ce vrei. Da, Club Bruges cred că este cel mai bun club la ora actuală din Belgia. Nu știu dacă este cu cel mai bogată istorie. Cred că Anderlecht sau Standard Liège sunt înaintea lor, dar deocamdată ei sunt cei mai buni. Au și o echipă destul de bună. Sper să avem ceva belgieni tinerei, știți că mie îmi plac jucătorii tinerei, să putem să-i creștem. Au ceva jucători buni, au și ceva olandez bun, îl au pe acel Noah Lang, care este olandez. Foarte, foarte bun, multe echipe se vor bate pe el în iarnă. Da, haideți să vedem echipa, nu știu prea mult jucători, știu pe Vanaken la ei, da, uitați-l aici. Da, are 28 de ani, balanța asta e un columbian garantat. Cine va fa? E un columbian garantat. Îl țin minte din FIFA 2008, era foarte bun în FIFA 2008. Năsochi ăsta, ce nație ești, mă, tu, francez bun, rău și năsochi ăsta. Sobol ăsta, 26 ani, ucrainian, Henry ăsta, scoțian, Mata, 28 din Angola, Mignolet, mamă, ăsta e ciuperci. Vormer, olandez, Pas Dossi, olandez, au foarte mult olandez, uitați-l pe Noah Lang, foarte, foarte bun acest jucător, băieți. Soah, ăsta e ganian. De Ketlier este nou nostru atacant belgian, e bombă. Ritz, ăsta ce este, belgian și el. Persin, belgian și ăsta e bine. Masua, 22 de ani francez. Mamă, fii atent, mâncață și ce jucător au ăștia, mâncață. La Messi, uite, ăsta o să fie nou nostru portar 100%. Lica, uruguayan. Mechele, belgian, dar e bătrân. Wesley este brazilian, a fost împrumutat și la Aston Villa, parcă din ce mi-amintesc. Van der Brent ăsta nou nostru, funda și dreapta. Providence ăsta ce nație, francez, mă, bă, dacă jucători buni, omul, sunt babicioare și tineri, se bazează, uitați și acest venezuelan, Perez, foarte bun, Shinton ăsta și el din bun. Otavosi ăsta, Ziqueiro. Zacarian ăsta, ce nație, rus, ia uite ce rus au de 18 ani, mâncață și bombă. Și Sandra ăsta, 17 ani, cred că o să-l jucăm, băieți, că n-avem ce să facem. Dar totul depinde de ce pot să găsesc cu clauză de reziliere. După cum știți, în Liga 4 din Anglia nu putem să cumpărăm decât jucători cu clauze. Avem 22 de milioane buget, avem ca și Cavale, uite, avem și pe ăsta de 17 ani, 73, mamă, le facem banca lumea cu el. Da, băieți, haideți să îi dăm drumul cu transferurile. Primele două transferuri, băieți, avem un nou număr 7, acest Jari Vercharen, AC Milan, am văzut că îl urmărește, vrea să-l cumpere în iarnă, 19 ani, 73, am dat pe el 9.300.000 clauza de reziliere și l-am luat și pe acest Mice Ange nu pot să pronunț asta, am dat pe el 5.100.000, foarte, foarte ieftin clauza de reziliere de la Royal Antwerp. Să-i și băgăm aici, schimbăm și noi tactica un pic. Jucăm ce ne place nouă cu aripi. Sovah, ăsta foarte, foarte bun, o să ți-l țin minte. L-am adus și pe Opendan, apoi din împrumut o să-l jucăm. O să-l jucăm aici în stânga pe De Ketelaere, că poate să joace aripă stânga și o să-l jucăm atacant pe Openda, sper că nu ne dezamăgește. Da, să-l băgăm pe Lames ăsta în poartă. Da, mai avem mult, mult de muncă la echipă. Ne trebuie 2 mijlocași central. Atacul este gata, acesta este atacul nostru. Ne mai trebuie 2 mijlocași centrali. 2 fundași centrali, de fapt toată apărare. Da. Avem și primele plecări, l-am văzut pe acest Mitrovic 2.950 la Rayo Vallecano și Archer, care l-am luat de la Academie, 7.500.000, băieți, l-am împrumutat pe Lang la Bergamo Calcio, pentru că nu vreau să-l vând, nu avem nevoie de atât de mulți bani, o să-l vindem în sezonul următor sau peste două sezoane, pentru a face bani atunci.
Încă două sosiri, am luat un fundaș foarte, foarte bun, acest Sebastian Bornau de la Wolfsburg, 18 milioane clozate de zile, de 22 de ani și 76 și am mai luat și un fundaș stânga, unde e și mă Borson? Asta nu-l arată mai aici. Dar am mai luat o aripă stânga, o ienă îl cheamă. Să-l avem acolo, că nu se știe acest. O ienă, am dat 3 milioane pe el, are 18 ani, este foarte, foarte bun. Să-l băgăm pe, cred că în locul ăsta deocamdată, da. Ne mai trebuie un fundaș stânga și fundaș central și doi mijlocași centrali, da. Da, încă un mijlocaș central, acest Nicolas Raskin a dat 1 milioane clauza de reziliere de la, nu mai țin minte de la cine să mă uit și eu aici, de la Villarreal, băieți, 1.700.000, da, destul de bun, nu mai aveam aici mijlocaș central deloc, da, ia bun și pe ăștia. Da, băieți, ne mai trebuie un fundaș stânga, un fundaș central și Cam atât. Am mai cumpărat încă 3 jucători. Unul dintre este acest Logan în DNB. Da, nu este el prea grozav, dar asta este 66-21 de ani, 1.700.000 la Guicam din Liga 2 din Franța. Următorul este acest Elias Cobau. L-am luat de la Parma din Rest of the World, 2.455. Nu e el prea grozav și am mai luat încă unul de 60-17 ani care... Da, nu este el prea grozav, dar îl jucăm aici. Unde ești, mă, Barosan? Acest Demumbu este un mijlocaș central de doar 17 ani, băieți. Pe cine mai luăm? Mă luăm pe cineva aici, da, pe ăsta. După că am în locul lui Scobel. Da, în sfârșit avem o echipă 100% belgiană, să zicem așa. Da, cam atât am putut să adun, încă avem foarte mulți bani, cred că mai avem vreo 40 de milioane, dacă nu mă înșel, 37, da, 40 de milioane, da, nu am ce să cumpăr deocamdată. Da, suntem în iarnă pe primul loc, 11 puncte peste locul 2, echipa arată binișor, băi, ne mai trebuie un mijlocaș central, zic eu. Și cam atât deocamdată, un fundaș stânga, dar nu prea sunt fundaș stânga, sper să crească în DNB ăsta, dar cam intră Sobol ăsta peste el și... cam stopează din creștere, dar sunt destul de mulțumit de echipă. Avem foarte mulți bani, băieți, 45 de milioane și o grămadă, cred că vreo 60 de milioane cu ce avem aici budget, dar nu avem pe cine să cumpărăm, mai e nasul. Câștigăm campionatul 94 de puncte, haideți să vedem și celelalte competiții. FA Cup merge la Leicester 2-0 cu Arsenal, Carabao merge la City 3-1 cu Wolverhampton, Papa Jones merge la Wigan 1-0 cu Newport, cine mai urcă? Wellham 2-1 cu Tranmere Rovers. Champions League merge la Sevilla, incredibil, 1-0 cu Chelsea. Europa League merge la United 1-0 cu Leicester, iar Conference League la Tottenham 2-0 cu Union Berlin. Da, bun băiți, haideți că suntem în Liga 3-a. Da, băieți, se pare că suntem pe locul 2 în iarnă. Barnsley are o echipă destul de bună, cam tot timpul sunt înaintea noastră în Liga 3-a. Da, echipa arată bine, băieți, dar cel mai bun fundaș nu s-a accidentat, o să lipsească 4 luni de zile, o să avem o mare problemă cu apărarea. Nu prea sunt mulți belgieni fundași buni. Din păcate, asta este, avem doi fundași stânga, doi fundași dreapta pe... poziția asta, Van der Bern, sper că va crește. Ne mai trebuie un nou fundaș stânga, asta a fost împrumutat, a venit anul trecut. L-am băgat aici, dacă crește bine, oricum vom lua pe altcineva. Avem foarte, foarte mulți bani, băi, 63 de milioane, dar n-am pe cine să iau chiar. Da, băi, câștigăm campionatul cu greu, 111 puncte, mai ales că Bornau a fost pe bancă 4 luni de zile, băi, și-a scăzut minus 2. Va fi foarte greu să găsim fundași centrali belgieni, dar asta este. FK merge la Aston Villa 3-0 cu Brighton, Carabao merge la Chelsea 1-0 cu United, Papa Jones merge la Hartlepool 1-0 cu Oxford, Rotterdam urcă cu noi 2-0 cu Luton, Champions League merge la Atletico 4-3 cu Real Madrid, Europa League merge la Leicester 3-1 cu Napoli, iar Conference League merge la Milan 2-1 cu Wolfsburg.
Da, băi, ți-am cumpărat și eu doi mijlocași foarte buni, Albert Sami Lokonga, jucătorul cerut de la Arsenal, am dat 26 de milioane pe el, 78 overall și l-am luat și pe acest Elliot Matazo, mijlocaș defensiv, 73, am dat 2 milioane și pe Oyen, destul de bun. Încă două transferuri cu care cred că ne completăm echipa. Zino Verhusedd de la Inter, am dat pe el 10 milioane, sperăm că va crește, dar sunt foarte, foarte sceptic. L-am luat noul superstar de la Belgia, Jeremy Doku, aripă dreapta. Am dat pe el 20 de milioane și pe Noala, în care a fost împrumutat. O să facem o combinație și o să încercăm să-l mutăm pe Balișcava, cred. Da, poate să joace în stânga, am că e și talentul lui. Și o să-l jucăm aici pe Doku. Unde ești Doku? Ventuzale în locul lui interlopul ăsta. Da, acum ține de apărare să crească, băieți, dacă nu va crește vom avea mari probleme pentru că nu sunt fundași belgeni deloc, dar chiar deloc. Să-l bag pe ăsta aici că trebuie să plece Masousa asta. Da, cam asta este echipa. Și ultimul transfer care am reușit să-l fac, am luat cel mai bun portar belgian, Martin Van der Voort de la Genk. Băieți, am dat 20 de milioane 700 pe el și Lammers este foarte bun, o să-l împrumut, dar nu se compară cu Van der Voort. Da, în sfârșit asta e echipa, băieți, are să dăm în iarnă. Da, băi, suntem pe primul loc în iarnă, nu vine să cred, cu 64 de puncte. Foarte bine pentru noi, era bine dacă mai stăteam un an, dar avem un atac foarte bun. Cred că aceea este cheia succesului nostru, văd că și apărarea a început să crească. Burnout, dacă nu se accidenta, era 83-84, 100% până acum. L-am împrumutat pe Lammers, nu mai țin minte la ce echipă, dar o să ne uităm acum dacă a crescut sau nu. Avem încă foarte mulți bani, băieți, avem 65 de milioane care trebuie să îi cheltuim acum în perioada asta pentru că îi vom pierde. Da, haideți să vedem Lama, s-a crescut și el sau nu? Incredibil așa ceva, du-te, băi, deci l-am împrumutat acum 6 luni, a crescut plus 10, mă, incredibil așa ceva. Fai de capul meu, e aceeași vârstă cu Van der Voort. Chiar nu știu ce să fac, să-l chem de acum, cred că o să-l chemăm de acum, băi, că... Da, îl chem de acum că vreau să-l bag în poartă și merită locul săracu a tras cu noi. L-am împrumutat la 71, m-am mâncat și a crescut 81, du-te, bă, incredibil așa ceva. Numai în FIFA se poate întâmpla așa ceva. Da, avem doi super portari acum. Apărarea noastră trebuie să mai crească un pic, dar am mare încredere în ea. Haideți să caut un jucător acum în perioada asta. Dacă găsim bine, dacă nu, asta este. Bun, băieți, promovăm de la prima încercare 108 puncte, Brentford pe 2,95 și restul nu prea ne interesează pe noi cine a terminat mai jos. Haideți să vedem FA Cup merge la noi, băieți, fiți atenți, mergem în Europa League 5-4, îi batem pe Liverpool la penalti. Bună echipa asta de belgeni, mă scuzați. Carabao merge la City 5-4 la penalti cu Leicester. Cine mă urcă? Nottingham Forest 2-3 cu QPR Rangers. Champions League merge la Real 4-3 la penalti cu Barça. Sezonul trecut parcă au pierdut-o cu Atletico tot la penalti. Europa League merge la Juventus 2-1 cu Aston Villa, iar Conference League merge la Tottenham 4-0 cu PAOK. Se pare că Tottenham câștigă decât Conference League, săracii. Da, câștigă și ce poate. Bun, băi, ți-a zis că suntem în Premier League. Stăm bine, băieți, în iarnă suntem pe locul 4 cu 33 de puncte, nu avem nicio șansă să ne apropiem de primele două locuri, dar dacă ne stăm aici pe 4, pe 5 să jucăm în Europa League din nou, ar fi super, super bine. Echipa arată bombă, băieți, uitați-vă la de Kettler, el este starul nostru și Doku la fel, dar este foarte, foarte echilibrată echipa, băieți, au început să crească și băieții noștri de pe apărare, cred că avem o șansă bună în un sezon, două. Avem o șansă bună la titlu, mai trebuie să crească un pic băieții. Avem foarte, foarte mulți bani băieți, avem 156 de milioane, dar nu am pe cine să cumpăr și nici nu vreau să cumpăr pe nimeni. Am foarte mare încredere în echipă, așa că haideți să dăm la final. Bun, prieteni, am terminat pe locul 4, exact ce mi-am dorit, 4 sau 5 să jucăm în Europa din nou. Sunt foarte mulțumit. E Super Cupa Angliei merge la noi, băieți, am bătut din nou pe Liverpool de această dată 2-0. În Supercupa Angliei, FA Cup merge la West Ham 3-1 cu Wolverhampton, Carabao merge la Bournemouth 2-3 cu City
Champions League merge la City 1-0 cu Liverpool, Europa League merge la noi, băieți, fiți atenți, am bătut pe Bergamo Calcio 2-1 în finală și am mai scos pe Monaco 2-0 la general și pe Porto, da, am avut un traseu destul de ușor, dar e bine. Chelsea câștigă Conference League 1-0 cu Frankfurt, bun. Da, bă, este pe locul 10 în iarnă, este un campionat foarte echilibrat, cred că avem șanse la locul 5, locul 4, locul 5, eu așa zic, 29 de puncte, nu suntem departe, dar nu avem nicio șansă la câștigare. Echipa arată foarte bine, băieți, încă avem o grămadă de bani, cred că o să fac un transfer în perioada asta în locul lui Lokonga și știți și voi cine urmează să vină, Tielemans, pentru că nu avem pe nimeni altcineva belgian care să fie bun. De Bruyne e foarte, foarte bătrân. Da, după cum vă spuneam, singura variantă care o mai putem avea, Yuri Tielemans, l-am luat de la City, am dat 100 de milioane pe el, 102 milioane chiar, 87-28 de ani, o să-l jucăm în locul lui Lokonga și o să-l ținem pe Lokonga rezervă. Cine scoatem? Poate să scoatem, da. Cred că acum avem o șansă să recuperăm punctele, apărarea noastră mai trebuie să crească un pic, Vetusa Zden ăsta, mai, dacă mai crește, 83-84 e suficient. Da, băi, se pare că sezonul următor nu jucăm în Champions League, atâta pe locul 6 la un punct de Europa League, s-ar putea să jucăm de pe locul 6 în Europa League, nu sunt sigur încă, dar haideți să vedem și alte competiții. FK merge la United 5-4 la penalti cu Everton, Carabao merge la Arsenal 2-1 cu Liverpool, Champions League merge la Paris Saint-Germain 3-2 cu City, Europa League merge la noi, băieți, încă o dată 2-1 tot cu Bergamo Calcio, mă, mâncați, și cu cine am jucat anul ăsta? Am jucat cu Valencia 4-2 și cu United i-am scos 5-7 la general, mamulei. Da, băieți, e bine că jucăm în Champions League din nou datorită câștigării finale Europa League. Haideți să vedem și Conference League. Am ieșit eu ca prostul. Ia Baros. Cine câștigă Conference League? Milan 2-0 cu AS Monaco. Bun, băițe, antrena pe locul 6, dar mai jucăm în Champions League încă o dată. Da, prieteni, suntem pe locul 3 în iarnă la egalitate cu Liverpool și 2 puncte în spatele lui United. Stăm foarte, foarte bine, băițe. Echipa arată bomba atomică de la mijloc în sus. Bine că și apărarea noastră este foarte, foarte bună. Portarul ăsta nu știu de ce a crescut atunci foarte mult, după aceea s-a oprit, stagnează de atunci, dar... Da, cam atât am putut să facem. Eu zic că e foarte bună echipa. Avem o șansă importantă la câștigarea Champions League, dar și Premier League, bineînțeles. Da, băi, să facem și un transfer în iarnă. Îl iau pe Thibaut Courtois, băi, de la Real. A dat 25 de milioane. N-aveam cum să ratez un jucător de 91 pentru sezonul ăsta. Eu zic că o să fie foarte, foarte bună. Dar la mes ăsta stagnează și am zis că, bă, dacă tot avem atâția bani, De ce să nu-l cumpăr? Mai ales că aveam nevoie ceva în plus pe apărare acolo, după cum vedeți, Vetusa Zden ăsta n-a mai crescut, dar eu sunt super mulțumit de echipă. Da, prieteni, jucăm final la Champions League contra lui Red Bull Leipzig. Chiar sunt curios ce echipă au de ajuns până în finală, dar întâi haideți să vedem dacă am câștigat și titlul și... Da, băi, 4 puncte peste Liverpool. Foarte, foarte bine. FK merge la Brighton 1-0 cu Chelsea, Carabao merge la United 2-0 cu Chelsea, Europa League merge la Monaco 2-1 cu Villarreal, iar Conference League merge la Arsenal 2-0 cu Bergamo Calcio. Haideți să vedem echipa noastră întâi, băieți, uitați-vă la De Ketelaere 95, Mâncațea și Balișcava 92 al nostru, Doku 91, deci avem un atac devastator, dar și mijlocul nostru foarte, foarte bun. Singurul jucător care este cam slăbuț, Vehusden ăsta, da, și-a făcut, ne-am făcut treaba cu el. Eu te a crescut și Lamnes în sfârșit, cred că o să joc cu el titular pentru că merită. Da, a crescut și Lokonga în sfârșit, cred că o să joc cu el în locul lui Tielemans. Da, da, foarte, foarte bună echipa noastră, vezi? Haideți să vedem și echipa celor de la Leipzig. De la Broja, Nkunku, mamă, atac bun de tot, Angelino, Esposito, Casemiro, Pineda, Nunes, Godfrey și Lenormand. Apar, n-am cine stăia de pe apărare, dar pe foaie avem o echipă mai bungă ei. Da, haideți să-i dăm drum, băieți. Da, haideți, băieți, să vedem ce poate să ne arate și Leipzig. Chiar sunt curios, formația asta e foarte interesantă de joacă ei.
3-5-2-1, cred că așa se numește, dacă nu mă înșel. Avem un atac devastator, băieți, cu Doku Balișcheva și cu De Ketelaere, bomba atomică, atacul nostru. Cam toată echipa este foarte bună, sunt foarte mulțumit de ea. După cum o spuneam, Vetus Eden ăla, dacă mai creștea 83-84, era foarte, foarte bine, dar e bine și atât. Avem și trei portari super, super buni. L-am jucat pe Lalmsen în meciul acesta, pentru că pare rău de el, săracul a crescut plus 10-11, atunci mamă ce pasă frumoasă și din prima, wow, super gol, băie, super, super gol, cred că e cel mai frumos gol marcat de mine, cine e De Ketelaere, cred că 100%, a nu e Venturzenenul la mijlocaș și la ofensiv, ele, da, e bine că deschidem scorul de vreme, și în stil mare, băieți, ați văzut și voi ce execuție frumoasă, chiar foarte, foarte grea execuția. Pineda asta, mă, cine mă Pineda asta? Hai, Balișcheva, te duci și pe apărare și pe atac, hai, bravo, bravo, Barosane. Uf, mamă, mamă. Bravo, bă, Borna, Borna, ăsta, săracul, dacă nu s-a accidentat atunci, 4 luni de zile, era cel puțin 90 până acum, uita și ce frumos a deschis jocul aici. Frumos și... Oh, incredibil, incredibil cum a apărat ăla. Încă o dată? Încă o dată, da. Altă dată. Bravo, bă, dar ce repede de recuperăm mingea, mă, să-mi bat picioarele. Ce frumos am jucat acolo. Mamă, dar ce prost, ce prost, ce prost am dat. Balișcheva, ce ai făcut, Baros? Bă, dar ce repede recuperăm, să-mi bag ce la schimb, ce ai făcut, mă, Barusane, ai picior de lemn. Frumos, mamă, ce frumos, combinul și ei. Bun, Sambilo Conga. Bravo. De Ketelaere, ține de ea un pic, Baros. Frumos. Out? Da. Out, 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 out. În centru Verișave, ce pasă frumoasă și ce execuție, bă, dar dă numai goluri frumoase în meciul ăsta, dă-te, băi. Nu poți să joci cu trei fundași împotriva mea niciodată, că îți dau la căcuța. Bravo, băi, docum, că ești, ce execuție frumoasă, dar pasa, cred că a făcut totul acolo. Bă, de când zic că vreau să le iau și eu pe Broja, asta este un albanian care este împrumutat de Chelsea la Southampton, dar este foarte, foarte bun și masiv, așa este genul lui Lukaku. Corner, da. De când zic că îl iau și eu, da. Nu prea s-a adeverit șansa, ba era prea scump, ba l-aveam noi pe altcineva. Tot timpul l-am trecut cu vederea, dar încerc să-l iau într-un episod viitor. Frumos. Ce, uite, bă, îi dă în cap la al meu, bă, ăla e nebun cu cap. Penalti. Amă, ce penalti a fost ăla, bă, aici, nebun la cap, că n-avea nicio treabă. Ci că penalti. Uite pe Broja, Broja. Ha, bă, că acolo am sărit, l-am mers. Ce ai făcut, mă, Baros? Deci exact acolo m-am dus. Da, nu e nimic, nu e nimic, că e meciul nostru ăsta, n-avem cum să pierdem noi meciul ăsta. Bravo, bă, Balișcheva. Du-te, Baros. Dar n-are pe nimeni în centru. N-aveam pe nimeni în care o băi, nebun. Bă, dar ce bine că recuperez, incredibil de repede, cred că la nicio echipă nu o recuperam așa repede. Bravo. Mos, du-te, Rașchin. Pago, bravo, bă, Rașchin, încă o pasă filtrantă. Fai de capul meu, a rupt vingleanu, ești nebun, i-a băgat-o pe ochi. A băgat-o pe ochi De Ketelaere, să-mi bat picioarele, bă, dar ce pase frumoase dau, bă, ai mei. Torpilă cu stângul. Pai de capul meu, a rupt poarta aici, nebun. A rupt poarta, băi. N-avem cum să pierdem finala asta, băieți, este a noastră, 100%. Cu trei fundași nu am luat bătaie niciodată. Când echipa adversară juca cu trei fundași împotriva mea, le dau la... Hai, portar, bravo, Lames, că de-aia te-am băgat.
Frumos, dă-i-o. Bravo. Dă-i încă o dată. Du-te. Offside? Offside, da. Plecat un pic prea devreme, un pic prea devreme. Nu, dar ăștia au dat munciu și ei pe poartă, în afară de penaltiul ăla. Pauză. Ne permitem să jucăm și noi cu alți jucători acum la pauză. Până și noi pe Matazo, săracul, nu mai rezerva asta de când a venit. Vreau să-l bag, îmi pare rău de el. Matazo, îl băgăm și pe Sandra în locul ăsta. Și ei sunt... Îl băgăm și pe Openda în locul lui de Kettler și cam atâta, nu? Da, să joace și ei, că săracii asta nu mai rezerve de lux. La 3-1 ne permite și noi schimbăm de ăștia mai slăbuțe. Bravo, băi! Frumos, bună recuperarea. Pase, bravo, mu, Sandra. Hai, Sandra, ce nume are ăsta? Sandra te cheamă. Broja, Bornau, stai pe picioare. Frumos, altă dată, mă, ești neamun la cap, nu-i dai tu golul ăla așa niciodată. Hai, Sandra, tu din nou, Sandruța. Sandruța. Sandruța, am mâncat 2000, Sandruța, până acolo. Bravo, bă, ce intercepție, ești nebun. Tot înapoi aici, frumos, schimbă partea. Bravo, tot aici. Benda, bravo, Benda. Hai mă, bagă piciorul ca lumea acolo, la de la pe ăla. Cilinio, altă dată. Bă, dă ăștia mai penalti, cer mai jamul. Hai, Sandra! Mamă, n-are fugă deloc de un centru. Du-te, Baros. Du-te, un penda. Noi noștri veni, noi noștri intrați. Mamă, am crezut că e în poartă să-mi pa picioarele. Cum să ratez, bă, de aici, ești nebun? Șters un pic para acolo. Da, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Avem 3-1, nu e frică. Mos, moi, docu, penalti a fost ăla. Deci penalti clar. Nu știu, VAR-ul ăsta în FIFA asta nu merge la hands. Asta e ce am observat. Ia-l acolo. Bravo, băi, du-te. Bravo, băi, de... Avem o apărare foarte bună. Eu credeam că apărarea e punctul nostru slab, dacă încolo e punctul nostru foarte. Frumos, pasa de acolo, du-te, Baros. Balișcheva, scăriță, Balișcheva, nu, băi, ești nebun la cap. Nu, acolo, băi, trebuia să dai. Bă, dar ce repede recuperează echipa, mă, să-mi bat picioarele. Penta. De mă, gol, mă. La ce te-am băgat? Decât la număr acolo, dă-i și tu un gol, tăi, că... Bă, ești nebun, ești nici n-ajung la poartă. A minge la noi. Frumoasă pasă. Tocu, ce trecere, las-o acolo, băi, Baros, las-o acolo. Las-o acolo. Hai cu auto, cred că auto e, nu? Da, auto. Expozitul ăsta, bun, rău expozitul ăsta, dar mai tot timpul când am vrut să-l cumpăr și eu, era împrumutat de cei de la Inter. Frumos, ține de acolo, ține de Sandra. Bă, dar ce nume, Sandra, mâncați-și. Frumos. Execuție acum. N-a fost faul, mă? Băi, ești nebun, ăștia nu-l poate să joace două pase, mă, că mingea ajunge la noi doi aici. Du-te, Baros. Docu, joacă-te un pic cu ei. Joacă-te un pic cu căței acolo. Mamă! Ce panoramă sunt și ăsta, ne vezi? Nu știu să triplez la apă și aici pe cei stic la prăjeală. Hai, băieții mei. Bă, dar ăștia zici că nici n-au jucat, mă, să-mi bat picioarele. Deci zici că nici n-au fost pe teren așa de prost. Uitați și voi ce, cum de și eu pas ajunge la noi. Bună pasă, hai, Balișcheva, bună pasă. Faul clar acolo, băi, ești nebun. Arbitrii.
Mă, dar ce joacă ăștia, mă, zici că joacă țurcă, uitați-vă și voi, nu mai pasă de ăștia la nimeni, reală care la bătaie. Urât stil de joc ăștia, nu știu cum naiba au ajuns aici. Mamă, deci avem superioritate peste tot. Deci dacă vă uitați, superioritate peste tot avem. Ăla e? Bă, ești nebun la cap! Puh, oricum nu mai contează minutul 89, e gata. Frumos. Scoate-o, bravo, bă, ești nebun, de aici în stânga. Centru, din prima. Din prima. Mamă, ce frumos să duce asta, să-mi bag ceare la Vinglen. Gata, mă, s-a și terminat. Bravo, Barusane. Bun, așa am mâncat aici. Bă, a fost destul de greu acest reveal, băiți, că ați văzut și voi, n-am putut să cumpărăm jucătorii care mi doream decât când am ajuns în Liga a doua și era un semn de întrebare dacă creșteau, dar au crescut băieții mei, nu m-au dezamăgit apărarea mea. Siquet, Bornau și cu Van der Ben, foarte, foarte buni. Credeam că nu mai cresc, dar uitați-vă la atacul nostru, băieți, devastator, Doku de Chetile și Balișcheva. Da, cam atât, băieți, pentru acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, vă rog frumos, considerați să vă abonați, lăsați un comentariu cu ce echipă sau ce termeni doriți să facem în următorul rebuild. Cam atât, noi ne vedem în următorul episod, băieți, vă salut!